Când o face conferința aia? De post și de rugăciune. Deci, a, nu ne-a plăcut cum a făcut aia, conferința aia de post și rugăciune, că a fost ceva zurli pe acolo și s-a întâmplat ceva. Faceți voi una. Cum e bine faceți-o? Uite așa, după Biblie, voi, ei nu au făcut-o după Biblie, hai să o facem noi după Biblie. Când o face conferințele alea? Congrese facem, conferințe facem. Ar fi, domnule, un congres. Ce s-ar întâmpla? Ar fi un congres baptist, numai de post și de rugăciune, în care să plângă numai slujitorii și să postească. Ce explozie ar fi! Eu sunt convins de lucrul acesta. Asta e chemarea lui Dumnezeu aici. Îi chemați preoții, slujitorii Domnului, oamenii care au cea mai mare lumină spirituală, oamenii care au cea mai mare sensibilitate spirituală sau care ar trebui să o aibă, ei ar trebui să fie cei mai predispuși la rugăciune și la post, nu? Dacă ei sunt oamenii care înțeleg cel mai bine situația, dacă ei sunt oamenii care văd cel mai clar gravitatea păcatului, dacă ei sunt oamenii care înțeleg cel mai bine amenințările și seriozitatea judecății lui Dumnezeu, ei ar trebui să fie aceia care sunt primii care să fugă la post și rugăciune. Să ne ajute Dumnezeu pe noi toți slujitorii să fim așa.